Bună dimineața, Loredana, bun găsit, doamnelor și domnilor. Așa este, totul face parte dintr-un proiect al primarului Timișoarei, Dominic Fritz. De altfel, edilul șef a făcut public acest proiect. Practic, 80 de posturi vor fi desființate, însă nimeni nu va fi dat afară. 10 directori își vor pierde însă funcțiile, dar sunt liberi să se înscrie la concurs pentru a ocupa un post în organigramă. Evident, reprezentanții angajaților sunt nemulțumiți și susțin că nu au fost consultați atunci când a fost elaborat acest proiect. După 8 luni de la preluarea mandatului, Dominic Fritz anunță reorganizarea primăriei din temelii. Se vrea o instituție modernă și deschisă. Noua organigramă prevede reducerea numărului de direcții. Vor fi cu 10 structuri mai puțini, adică mai puțini șefi, însă la fel de mulți funcționari publici. Actualmente sunt 644 de posturi, iar după reorganizare numărul va rămâne același. Transformarea vizează de fapt mutări și organizarea de concursuri pentru compartimente cu totul și cu totul noi. Mai multe birouri în slujba timișorenilor, declară reprezentanții primăriei. A fost un proces foarte anevoios în ultimele luni să ne uităm la structurile actuale ale primăriei și să analizăm de ce unele lucruri nu funcționează cum ar trebui și cum ar trebui, de fapt, să construim o primărie modernă, funcțională, deschisă, care, în primul rând, să facă ce trebuie să facă o primărie pentru cetățeni și pentru oraș. Și eu cred că asta ne-a reușit. Eu vă prezint astăzi o organigramă ambițioasă care reconstruiește această instituție din temelii și care o face fit, pregătită pentru secolul 21. Noua administrație a lucrat și la un regulament stufos de ordine și funcționare pentru a se asigura de eficiența reorganizării. Însă, înainte de a face public tot planul, primarul nu s-a consultat cu sindicatele și angajații direct vizați de aceste schimbări. Există în țara asta o lege a dialogului social. Domnul primar, de la venirea dânsului în primărie și până în prezent, nu a purtat cu organizația sindicală pe care o reprezint niciun fel de dialog social. Și asta e o nemulțumire majoră. Nu este un secret că orice proces de transformare, mai ales dacă vorbim și de, o schimbare majoră pentru unii oameni, naște și rezistență și de aceea am considerat că nu trebuie să, sau nu poate să fie un proces în care votăm în comitet ce se va întâmpla, ci este prerogativul primarului. Eu consider că am implicat pe toți cei cu care aș vrea să construiesc mai departe. Proiectul propus de primar a fost deja aprobat ieri seară prin votul Consiliului Local. Noua organigramă urmează să își producă efectele, însă reprezentanții sindicatului au declarat că o vor contesta în instanță.